Bună ziua, dragii mei! Sunt Nicoleta Olaru și astăzi vă propun două aplicații de construcții geometrice ce au la bază folosirea noțiunii de concurență. Mai întâi vă propun următoarea aplicație. Cum putem construi dreapta suport a medianei care pleacă dintr-un vârf inaccesibil a unui triunghi? Ce înțeleg prin vârf inaccesibil? Așa cum am încercat să figurez mai jos, este posibil să desenăm un triunghi pe o foaie de hârtie, iar foaia de hârtie să fie deteriorată, astfel încât cel de-al treilea vârf al triunghiului desenat să nu fie vizibil. În orice triunghi putem construi trei mediane. Cele trei mediane sunt concurente într-un punct pe care de regulă îl notăm cu G, numit centrul de greutate al triunghiului, și care este situat pe fiecare dintre mediane la o treime de bază și două treimi de vârf. În figura de mai jos aveți figurat triunghiul ABC și cele trei medianele sale, AE, BF, respectiv CD, punctul de intersecție notat cu G. Remarcăm că DG reprezintă 1 pe 3 din CD, GE, respectiv reprezintă 1 pe 3 din AE, iar GF reprezintă 1 pe 3 din BF, așa cum AG reprezintă 2 pe 3 din AE, BG reprezintă 2 pe 3 din BF și CG reprezintă 2 pe 3 din CD. Așadar, vom porni de la imaginea de pe slide-ul anterior, adică imaginea unui triunghi pentru care noi nu vizualizăm unul din vârfuri. Mai întâi, vom construi cu ajutorul reglei gradate mijlocul laturii AB, punct pe care noi îl notăm cu litera M. Prin punctul M, construit anterior, vom trasa paralelele la cele două laturi ale triunghiului, iar intersecțiile lor cu cele două laturi le vom nota cu N, respectiv cu P, așa cum avem și în figură. Mai departe, punctele N și P știm că reprezintă acum mijloacele celorlalte două laturi și putem astfel să trasăm medianele AP, respectiv BN. Punctul de intersecție a celor două mediane îl vom nota cu litera G mare, iar punctul G mare, așa cum am amintit anterior, reprezintă centrul de greutate pentru acest triunghi. Și acum veți face cu siguranță legătura cu amintirea anterioară, adică cum medianele într-un triunghi sunt concurente, MG, în cazul nostru, reprezintă dreapta suport a cele de-a treia mediane a triunghiului. Cea de-a doua aplicație pe care vă o propun este asemănătoare cu cea anterioară, doar că de data aceasta ne punem problema cum construim dreapta suport a cele de-a treia înălțimi care pleacă din vârful inaccesibil a unui triunghi. Și pentru această aplicație am să vă readuc aminte că în orice triunghi se pot construi trei înălțimi. Cele trei înălțimi sunt concurente într-un punct pe care noi îl notăm de regulă cu litera H mare și care se numește ortocentrul triunghiului. Așadar, construim mai întâi înălțimile din vârfurile A și B și notăm punctul de intersecție cu litera H. Punctul H reprezintă intersecția înălțimilor și spuneam că toate cele trei înălțimi sunt concurente. Așadar, HF are să fie dreapta suport a cele de-a treia înălțimi a triunghiului. Sper ca cele două aplicații să vă fie de folos. Vă doresc mult succes! Bună ziua!